În cimitirul localității Straja, județul Suceava, a fost oficiată joi 17 octombrie 2024 slujba parastasului pentru roaba lui Dumnezeu Paraschiva Pătrăucean, străbunica arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Slujba de pomenire a fost săvârșită pe o vreme frumoasă de toamnă, cu binecuvântarea înalpreasfințitului părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, cu prilejul împlinirii a 54 de ani de la plecarea la ceruri acelei mutate în lumea veșniciei. Din soborul slujitorilor au făcut parte numeroși preoți din Arhiepiscopia Iașilor, din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și din Basarabia. Pentru odihna străbunicii Paraschiva s-au rugat atât membrii familiei, cât și fiii duhovnicești ai părintelui stareț Nicodim veniți de la Iași, dar și invitați. Așa cum este tradiția în Bucovina, pentru acest moment de pomenire s-au pregătit prinoase, iar mormântul a fost înconjurat de prapuri și cruci ținute în mâini de cei rânduiți. Slujba de pomenire a cuprins rânduiala specială de binecuvântare și de sfințire a crucii ce se așează la mormânt. Este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cel ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le ghivenise, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unu-ne ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robinilor tăi. Cu tău cel dumnezeiesc mai cinstit, iar pentru călcarea poruncii iarăși mai întors în pământ, din care am fost luat, la cel după asemănare mă ridică, cu frumusețea cea din tâi iarăși împodobindu-mă. Voi să ne rugăm! Și a tot trupul care-i călcat moarte și pe diavole sunt pașederii viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, Paraschiva, Simeon, Vasile și a tuturor celorlalți care s-au pomenit împreună cu dânsi, odihnește-ne în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristare și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și pe toți oameni, iartă-ne. Și nou, deși suntem nevrednici, din iubire de oameni ne-ai dăruit această putere. Dezleagă pe adormită roaba ta, Paraschiva, cu tot neamul și dormit. De păcatul sfântești tu. Pentru aceea și noi, slujitorii tăi, care fără vrednicie ne-am împărtășit de harul tău cel atât de mare, aducând cinstire și mulțumire slavei tale, cu smerită închinare te rugăm, trimite harul preasfântului tău Duh și căutând cu milostivire la crucea aceasta care va însemna mormântul adormitei roabei tale, Paraschiva, care odihnește aici, binecuvintează-o și o sfințește pe ea ca să fie pentru cei drept credincioși ajutor, întărire în credință, sprijinire în nădejde, biruință în ispite, sporire în toate virtuțile, semn puternic și înfricoșător împotriva tuturor vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică de pomenire, veșnică care este la tine, iubitorule de oameni. Pentru odihna ta, Doamne, unde toți sfinții tăi se odihnesc,
Odihnește, Doamne, și sufletul adorbite roabei tale, că însuți ești iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tu ești Dumnezeu care te-ai pogorât la ea ce ai dezlegat durerile celor ferecați. Însuși sufletul adorminte roabe tale odihnește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă-L să odihnească și sufletul adormitei roabei sale. Ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, Paraschiva, Simeon, Calinic, Marioara, Ilie, Vasile, Gheorghe, Elena, Arcadie, Vasile, Maria, Aurelia, Ștefan, Irina, Viorica, Ioan. Părintele profesor Ioan Mihoc, director emerit al Seminarului Teologic Liceal Ortodox Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț, a ținut un frumos cuvânt de învățătură în care a vorbit despre importanța cinstirii înaintașilor. Suntem împreună într-o rugăciune deosebită. Ne întrebăm, oare este astăzi zi de pomenire a morților? Și pe ce motiv ne-am întâlnit noi aici, într-un loc așa de minunat și de frumos, în munții aceștia Bucovinei, ca să facem o rugăciune de pomenire a unei credincioase creștine din locurile acestea, care pleca la Domnul acum 54 de ani. 54 de ani. Și ne întrebăm, oare în timp de 54 de ani n-a mai fost pomenită ea niciodată? Eu sunt convins că a fost pomenită la fiecare rugăciune. Și dacă n-a fost pomenită, poate de alții, sigur de Părintele Stareț, Părintele Nicodim, care nu numai că are grijă de morții din familie, dar are grijă în primul rând să-i pomenească, dar cu rugăciunea ca să-i pomenească Dumnezeu în ceruri, în împărăția sa. Vedeți, în rugăciunea aceasta nu este doar o amintire a unei persoane, evocarea unei personalități sau așa mai departe, ci este un dor al nostru pe care îl punem înaintea lui Dumnezeu. Deci dorința aceasta noastră ca, în primul rând, cei din neamurile noastre, dar și toți creștinii, să ajungă ca să se bucure în împărăția lui Dumnezeu. 54 de ani, 54 de ani de pomenire, spunea Părintele Stareț, atunci când ne-a invitat, că ea, Parascheva, a trăit puțină vreme cu soțul ei, pentru că a rămas văduvă, 60 de ani a văduvit, 60 de ani. Din cauza războiului, a războaielor care au fost, sigur, noi le știm pe fiecare așa din istorie, dar nu știm ce au trăit oamenii aceștia care, cum vedeți, a rămas de tânără la 26 de ani, văduvă. Este un lucru extraordinar, te gândești, uite, la 54 de ani vine cineva, nu numai că te pomenește acolo pe o listă, pe un pomelnic, și se gândește să-ți ridice un monument frumos, pentru că tu ai fost un om care a investit cu investiția cea mai grozavă. Care este cea mai grozavă investiție pe care poate să o facă o familie în lumea aceasta? Deci eu trăi puțin în familie. Cea mai grozavă investiție este în copii. Copiii, vedeți, urmașii, apoi își amintesc și se roagă, o investiție extraordinară. Cei care nu investesc în direcția aceasta pentru că nu vor ei să investească sau pentru că își leapă de copii, adică se lipsesc de lucrul cel mai important al vieții lor. Iată, după 54 de ani, Părintele Stareț, pe lângă faptul că îi pomenește la Sfânta Proscomidie și la Sfânta Liturghie de fiecare dată, spune, hai să poposim puțin la căpătâi, la mormântul lor, acolo strămoșilor noștri,
Parascheva și soțul ei, cine știe pe unde a fi murit el, Simeon. Da, și la Vasile, spuneați, bunicul din partea mamei acolo. Fratele mamei. Fratele mamei. Bunici, strămoși și strănepoți. De ce oare este atât de important? Pentru că în legătura aceasta pe care noi avem în lumea aceasta, între o altă, în familie sau nu neapărat numai în familie, în familia creștină cea mare, vedeți, noi avem întotdeauna această nădejde în Dumnezeul Cel care a condus viacurile și a condus pe strămoșii noștri. Cum îl numim noi pe Dumnezeu? Dumnezeul părinților noștri. Auziți? Când ne referim la Dumnezeu, noi nu spunem, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, Tu ești Dumnezeul părinților, a strămoșilor, a moșilor, a tuturor celor care au fost înaintea mea. Tu ne-ai condus viața până acum, așa cum ne-ai condus și pe cei care au fost înaintea noastră. Și spunea Părintele Stareț, cu câtă rugăciune era această femeie, timp de 60 de ani, ce nădejde mare putea în Dumnezeu ca să poată să biruiască toate vitregiile vremurilor, pe lângă faptul că a prins primul război mondial, l-a prins pe al doilea și toate necazurile până în 1970, perioade grele de suferință, de sigur, de lipsuri și așa mai departe. O pomenim cu dragoste pe ea și numai pe ea, pe toți cei care au plecat înaintea noastră și ținem ca să aducem cuvânt de apreciere Părintelui Stareț, care pe lângă faptul că ne adună pe noi preoții, vedeți, de toate părțile, unul dintr-o parte, unul din alta. Bucuria noastră, pe lângă faptul că este o bucurie a pomenirii celor care au plecat dinainte, dintre noi, este bucuria că ne întâlnim între noi, frați, preoți și cu dumneavoastră credincioși, unii din Iași, alții de aici. Și împreună ne dă motiv ca să slujim Domnului. Să slujim Domnului pentru vii, pentru morți. Ce frumoase manifestări au fost la Iași perioada aceasta, perioada Sfintei Parascheva. Ce lume! Am văzut un clip de acesta care circulă pe telefoanele noastre, în care zeci de mii de oameni, toți într-un glas, spuneau crezul. Cred într-un Dumnezeu. Atât de frumoasă, o imagine extraordinară. O imagine a creștinului ortodox care se întâlnește în rugăciune spre slava lui Dumnezeu, spre cinstirea sfinților. Sigur că au fost mulți care pe aceste mijloace de comunicare au ponegrit pe Sfânta Parascheva, pe creștinii care se adună acolo. Dar câtă bucurie a adus această împreună rugăciune la căpătâiul Sfintei Parascheva, câtă bucurie a adus pentru sute de mii de oameni. Pentru că în milioane, să spunem, pentru că nu toți cei care o iubesc pe Sfânta Parascheva au putut să ajungă la Iași. Dar de acolo de unde erau ei, aduceau rugăciune și cinstire cuvioase Maicii noastre Parascheva de la Iași. Părinte Stareț, noi vă mulțumim pentru invitație și ne rugăm Domnului ca rugăciunile noastre smerite de astăzi să fie bine primite înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm Bunului și Preamilostivului Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca Parascheva să aibă într-adevăr bucurie în ceruri cu faptul că ne-ați adunat aici la căpătâiul ei și am putut să spunem și noi un Doamne miluiește și o rugăciune cât de scurtă pentru iertarea ei. Să primească Bunul Dumnezeu rugăciunile noastre, să fie spre folos sufletului ei și spre bucurie veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a exprimat recunoștința față de toți cei ce s-au rugat la mormântul străbunicii preacuvioșiei sale. Cel mai mult care mi-a rămas în viața sufletul meu a fost bunica mea, Marioara, care era foarte rugătoare. A murit cu Sfânta Scriptură pe piept, Părinte Director. La orice rugăciune plângea, dacă auzea ceva, un cuvânt de Dumnezeu, plângea. Postul erau posturi și m-a învățat și însuflat rugăciunea, cum să mă rog, cum să mă închin, cum să postesc. Nu vă mai spun canonul care îl primeam de la ea dacă nu mă rugam îndeajuns, dacă nu făceam metanie și dacă nu posteam. Am luat multe povețe, Dumnezeu să o odihnească, a fost o bunicuță, dar nu-i spuneam bunică, ci spuneam mamă și bunicul-i tată, fiindcă ne-a crescut, ne-a sprijinit
toată copilăria mea țin minte. Din puținul și munca și pensioara lui, o ducea la copii, la familia noastră, mama fiind singura fică din familie. Despre străbunica, pe cum bine spunea părinte director, a fost văduvă mulți ani. Mama mea, Dumnezeu să o ierte, spunea că bunica mea, atât de credincioasă era încât duminica nu făcea foc, nu făcea mâncare, nici nu încălzea mâncarea, nici nu tăia zarzăva sau ceva, ci făcea din timp sâmbăta. Iar rugăciunea lui străbunicuța mea, Parascheva, era sub cerul liber. Seara, când simțea că nu-i nimeni pe afară, ridica mâini la cer, cu mâini ridicate la cer și se ruga lui Dumnezeu. Și toate postele cu sfințenie. Îmi cer iertare de la Dumnezeu public că, deși am făcut praznice, parastase, cum spunea sfinția voastră, nu dau vina pe timp. N-am fost niciodată la mormântul străbunicii mele. Și m-am măsurat conștiința, auzind viața, trăirea ei spirituală și fiind și mama bunicii mele și bunica mamei mele, eu aș deveni, aș fi strănepotul străbunica, dar nu putem să uităm de cei care pleacă la Domnul. Vom fi întrebați înaintea lui Dumnezeu dacă i-am pomenit, dacă le-am făcut cele rânduite, nu numai parastase și din când în când câte un praznic, dar să nu uităm cât trăim pe fața pământului, părinții care ne-au născut și crescut și de bunicuții noștri care au ținut locul părinților, fiindcă știm bine că bunicii cresc nepoții. Ei rămân la bătrâneții, adânci bătrâneții, dar tot crescând nepoții, tot ajutând copiii și nepoții. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut așa bunici, cu viață curată, să spun așa, și mi-a insuflat tot ce-i credința în Dumnezeu. Probabil că și datorită bunicii mele, Marioara, care căuta de noi, în dimineața mă punea în genunchi, stătea lângă mine până făceam, rosteam rugăciunile și mă punea să fac 100 de metane. Că ești tânăr, te poți pleca, fă metane, Nicolaeș, cum spunea ea. Și seara din nou venea lângă mine, avea făcălețul, la noi spune culișel. Și dacă considera ea că nu m-a rugat, îmi ardea câte unul de la peste mâini. Și așa am intrat în mine o frică, așa să spunem, dar trebuie să recunoaștem că dulcea Bucovina noastră, colț de rai, cum spun unii, am avut părinți și îmi face cinste să vorbesc despre toată lumea din zona Bucovinei și deseori dau pildă preoții noștri slujitori din zona noastră a Bucovinei și nu numai, dar credincioșii care, părinte director, cu siguranță, sfinția voastră îmi dați dreptate și părinți slujitori, împreună rugători, câtă lume, cât popor este duminica și sărbătorii în Sfânta Biserică. Și foarte fericit, o spun spre fiii mei duhovnicești care îi povățeze peste 30 de ani, că mă aflu și sunt și mă trag din dulcea Bucovină și mai tot timpul câțiva din ei nu cred că mă smerească. Chiar se bucură că vin din partea aceasta și de aceea pe cei dragi mai apropiați, cei mai apropiați, e cam eu cu mine să vadă Bucovina frumoasă și nu că la noi n-ar fi credincioși sau gospodari, dar și ei vor să vadă de unde s-a născut duhovnicul lor. Așa că mulțumim Maicii Domnului și că am ajuns la străbănicuța mea și am reușit să punem o floare pe pământul ei și la bunicii mei și la fratele mama care îi vom sfinți mormântul în partea cealaltă. Nu ultimul rând, mulțumim tuturor părinților slujitori care iubesc, trebuie să recunosc, și mă plec în fața sfinților voastre pentru dragostea sfinților voastre care o aveți față de mine. Și tuturor părinților vă mulțumim și vă datorosim încă o dată și celor care sunteți prezenți, că și asta este o pomană, o datorie morală totodată, dar și o pomană să fii la un parastas, la un praznic. Mulțumim, Boda Prostie, încă o dată și dați-mi voie să mulțumesc profesorul meu de matematică, domnul Ionese, aici, părinte director, mi-am fost din clasa 9-a, 10-a,
de Sfinții Doamne Învățătoare, Veronica, care este soția domnului profesor, mi-a fost învățătoare din clasa 1 până a 4-a, împreună și mie și lui sora mea, Parascheva. Mulțumim că îi văd încă și vă doresc, domnul profesor, doamna învățătoare, să îmbătrâniți frumos. Ați fost niște profesori extraordinari. Vă respect, ați văzut că vă cercetez prin pica, să văd ce mai faceți și vă mulțumesc că de fiecare dată sunteți prezenți. Programul a continuat cu un trisaghion și cu sfințirea crucii mormântului robului lui Dumnezeu Vasile Ursaciuc, unchiul de pe mama al părintelui stareț Nicodim. Prin parastase, credincioșii împreună cu preoții slujitori mijlocesc la Dumnezeu iertarea păcatelor celor adormiți, rugându-se pentru odihna sufletelor lor. Parastasele devin astfel căi de binefacere spirituală, dar și socială. La agapele amintite mai sus sunt invitați de regulă rudele celor adormiți, prietenii precum și cunoscuții celor trecuți în veșnicie.